Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să deschidem cartea Sfântă Biblia la Epistola către Evrei, capitolul 12 și să auzim și să citim împreună primele patru versete. Pagina 1184. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Din toată inima, Domnul să fie lăudat. Amin. Așa cum fratele păstor spunea, mă bucur și eu să fiu împreună cu dumneavoastră. Și câteodată în viață, normal, logic, pentru persoanele care ai o legătură foarte bună, nu trebuie să dovedești niciodată că iubești și că te iubesc. Pentru că asta tot timpul trebuie să simtă și să funcționeze de la sine. Acum, sigur că e o surpriză că eu sunt prezent aici împreună cu soția, cu Mariana, nici nu v-am spus aici, dar aproape și pentru mine este surpriză. De ce? Pentru că, până la urmă, decizia de a veni la slujba Bisericii Elim am luat-o doar ieri. Toată ziua m-am frământat cum să fac, sunt programat aici în zona dumneavoastră după masă, nu vă spun unde, că poate că e mai bine așa, pentru tot ce se întâmplă în vremurile astea. Și mă gândeam ce eu o să fac cu programul ăsta. Erau niște vremuri când făceam și excese, dar eram un picuț, sau cum zic aderenii, o țărucă mai tânăr. Și stăteam dimineața la program, la 12 puncte șam și alergam toată România până la Timișoara sau în zonă. Dar acum am decis că nu mai trebuie să fac așa. Și am zis că vin cu o zi înainte, dar mă gândeam ce fac cu dimineața asta. Sigur că aveam opțiunea să mă odihnesc, era cea mai la îndemână. Dar încă nu pot să fac asta, poate peste ani, nu știu, ca să stau într-o slujbă de biserică, dacă se poate, și să... Și am zis, pe cine să încurc? Și am ales să încurc cea mai mare biserică, ca să fie o încurcătură între ghilimele adevărată. Și am zis că încep cu biserica de aici și știam că dacă există ceva care... există o legătură atât de bună între mine și fratele Moț și înțelegeam. Dar iată că în felul ăsta am ajuns dimineața asta aici, că tot mi-a zis o dată un frate în vârstă din jurul, din Bihor. Zice, frate Gabi, când vii odată la noi, nechemat. Pace, atât mi-a zis și-o plecat. Și după aia am rămas așa gură ca, bă, ce-o zis, vreau să zic că fratele ăsta în vârstă? Că știa că am niște prieteni acolo care tot mă invitau. Și au zis, bă, să vii odată și trimis de Domnul. Azi am venit nechemat, deși există o chemare permanentă. Vă binecuvântăm din toată inima și Dumnezeu să vă dea har. Și dorim ca Domnul să aducă vremuri de altă dată. Că am tot cântat noi, mai adă, Doamne, vrem de altă dată. Dar ne gândeam la altceva. Și cine a compus cântarea să gândea în alte părți. Dar iată că acum avem și niște vremuri pe care ne dorim să revină. Și când vor reveni, Dumnezeu să ne ajute să fim pe fază și să ne bucurăm și să beneficiem de ele din plin. Amin. Amin. Pentru că timpul zboară și știm cum e cu slujbele în bisericile mari și la dumneavoastră aici, timpul devine extrem de prețios. Aș vrea să intrăm în textul de astăzi și nu doresc nimic altceva prin textul ăsta decât să ne dea Dumnezeu un moment de încurajare, de îmbărbătare, cum zicem noi. Pentru că sunt niște vremuri foarte dificile. Toți ne-am temut de o vreme de așa zisă prigoană. Dar toți am avut în mintea noastră un alt gen de prigonire. Iată că a venit un timp în care au apărut restricții în zona noastră și în viețile noastre diferite.
Dar noi trebuie să nu acuzăm vremurile acestea și să spunem, da, iată un motiv pentru a nu mai merge la biserică, iată un motiv pentru care a mă izola și așa mai departe. Prin acest cuvânt Dumnezeu ne va arăta că nu trebuie să dăm înapoi deloc. Dimpotrivă, spune autorul acestui text, să alergăm. Adică trebuie să fim niște oameni foarte preocupați de vremea aceasta sau în vremea asta de zona noastră spirituală și ne stă înainte o alergare, ne mai stă înainte o bucată de viață și trebuie să stăruim și să alergăm. Adică când vezi un om că merge așa, parcă nu merge, este una. Dar când vezi o persoană care aleargă, înseamnă că există o urgență, înseamnă că știe pentru ce aleargă și așa mai departe. Deci omul care aleargă este și o imagine pentru cei din jurul lui, adică o provocare. Că undeva ne îndreptăm, că undeva avem o țintă, că avem ceva care ne preocupă foarte mult și foarte vizibil în vremea aceasta. Dar de foarte multe ori, Duhul lui Dumnezeu ne spune azi că avem niște probleme care spune, există foarte multe piedici. Și după ce vorbește zona asta piedicilor, zice și păcatul. Făcând o diferență autor între piedici și păcat. Deși unele piedici pot să pară niște păcate, s-ar putea să nu fie niște păcate, s-ar putea să fie niște piedici. Doar. Și apoi urmează în punctul 2 și păcatul. De ce? Pentru că pentru foarte mulți dintre noi, problema asta păcatului nu că a dispărut, dar ne preocupă să fim atenți, să fim asta, dar de foarte multe ori apar piedicile. Zice, băi, eu nu fac asta, nu fac asta, ferească Dumnezeu să fac asta și ne ferim destul de bine. Dar uneori în viața noastră rămân piedicile. Și spune, trebuie să le dăm toate piedicile la o parte, nu doar una, două, toate. Și după aceea, dacă în viața noastră mai e și păcatul, și păcatul. Pentru că în alergarea asta care ne stă înainte să putem să fim exact așa cum trebuie. De multe ori, pentru orice alegeri pe care vrem să le facem în viață, avem nevoie să fim motivați. Avem nevoie de cineva să ne tot motiveze. De aceea să iubiți oamenii care vin aici prin îndemnuri, prin cântări, prin tot ce se întâmplă, să vă iubiți părinții și oamenii care vă motivează să faceți anumite lucruri. Motivațiile astea câteodată pare nervante pentru că ele vin pe niște zone în care trebuie să ne schimbăm. Și atunci când părinții vă spune nu mai mânca atât de mult dulce și te motivează de ce să nu mai mănânci, pentru că s-ar putea să faci diabet, pentru că schimicale și așa mai departe, ție care îți place dulcere sau mie care îmi place dulcere, toată această predicuță între ghilimele devine enervantă la un moment dat, mai ales dacă să și repete, da? Informația asta te motivează să te schimbi, să renunți. Așa e și în biserică, de multe ori Duhul Sfânt ne vorbește în foarte multe feluri. Și noi întrebăm, ce are cu mine, ce se întâmplă și așa mai departe. Pentru că avem nevoie să fim mereu motivați să facem lucrul acela. Până și oamenii care în toate domeniile astea seculare au discursuri motivaționale. Pentru ca să motiveze pe oamenii să facă ceva care nu le place și nu este confortabil să facă. Care înseamnă un efort, care înseamnă o luptă. Și atunci ai nevoie în spatele tău ceva să te motiveze. Chiar o atmosferă bună te motivează să faci ceva. De aceea Dumnezeu a lăsat în biserică de multe ori închinarea, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, dar prin muzică și prin mesajul ei să fii motivat să te închini. Poate nu v-ați gândit niciodată, știți că toată lumea asta a psihologiei în care se vorbește foarte mult de discursurile motivaționale, să știți că ei tot se inspiră din Biblie. Și de atâtea ori am zis, bă, este foarte important cum începe o slujbă în biserică, este foarte importantă închinarea, este foarte important tipul de rugăciune ce. Tot acest timp devine o zonă de motivație pentru a auzi pe Dumnezeu vorbindu-mi. Să dau la parte multe piedici, cum ar fi oboseala, plictiseala și altele, și deodată te simți că ești trează și treaz. De ce? Ca să poată Dumnezeu să-ți vorbească, să-ți atingă inima ta. Și ai nevoie de ceva care să te împingă de la spate. Dacă încep textul ăsta invers și vă spun, știți ceva, uitați-vă la Iisus Hristos, uitați-vă la asta, la asta, nu te motivează foarte clar. Ai nevoie de ceva mai aproape de tine. Și pentru că Duhul Sfânt a știut atunci asta și știm dimineața asta aici la Elim și pentru cei care sunt la internet, a început așa. Zice, și noi undeva ne mișcăm cu predica de azi între ei, din spate, dintre, veți vedea, experiențele din spate și noi prezenți. Ei și noi, pentru că așa începe textul. Și noi,
Bă, ei au avut niște experiențe, revin. Dar și noi, care deodată începe aici primele puncte care pur și simplu te mișcă din loc. Dacă vrei să fii mișcată și mișcat din loc. Zice, și noi care suntem înconjurați. De ce înconjurați? Pentru că de foarte multe ori în viață, când noi nu vrem să mișcăm din loc și să înțelegem niște lucruri și să schimbăm atitudini și multe lucruri din viețile noastre, tot timpul căutăm o ieșire, nu-i așa? Copiii sunt mărunți, tot timpul caută o ieșire. Când le spui așa, da, da, făceam, da. Tot timpul apar în viețile noastre o mulțime de scuze. Avem tot timpul o ieșire. Ne-am pur și simplu creat în mintea noastră o ieșire. De ce nu te-ai bucurat azi la biserică? Pentru că a fost cu tare, pentru că s-a întâmplat asta. Există o ieșire. Foarte multe lucruri au fost bune. Bă, dar unul nu a fost bun. Și ce s-a întâmplat? Lucrul la care nu a fost bun m-a făcut să pierd toate celelalte bune. Uitați-vă la viețile noastre, cum gândim mental fiecare zi. Atunci când într-o zi se întâmplă 98 de lucruri bune, 98% din ziua aia a fost bună, 99%, și un punct n-a fost bun, vă rog să vă întrebați dumneavoastră, toți care sunteți în biserică, seara, dacă stăm cu soția sau cu familia la un ceai, despre ce vorbim? Vă spun aproape 100%, fără să greșesc, de punctul ăla care n-a fost bun, vorbim cu toți. Toți ne concentrăm pe ăla. Toate discuțiile, bă, dar de ce a venit ăla la poartă? De ce a bătut tare în ușă? De ce a făcut asta? Eu am pățit asta, dar nu odată, de multe ori. În loc să spunem, hai să vorbim de 98%, dar trebuie să stăm până dimineață să vorbim de 98%. Bă, dar mai bine stăm până la 1 noaptea să vorbim de punctul la care nu a mers. Asta este o greșeală foarte mare pe care o facem. Ce face autorul aici este că vrea să ne mute modul ăsta de viață într-o altă gândire. Și a spus, uite, sunteți înconjurați. Asta înseamnă că nu mai e nicio ieșire. Știți, ați văzut și regizori care au făcut filme și ca să-l pună pe o persoană în dificultate totală, îi spune, te rog să te predai. Dacă persoana este într-o clădire, asta s-a întâmplat și în războaie, te rog să te predai. De ce? Pentru că sunteți înconjurați. Ești înconjurat. Și el se uită de pe geam, stânga, în dreapta, oameni cu pușcu, soldații, toți acolo. Zice, nu mai ai pe unde să scapi. Ești înconjurat, deci nu mai există ieșire. Sau dacă ești undeva în aer liber și este vizibilitatea totală și te înconjoară deodată o mulțime de oameni, te uiți. Bă, nu mai am pe unde să ies. Și dai opțiunea să mori sau să te predai. Poate ați auzit toți de celebra citate Masada din Israel și poate chiar ați fost acolo să vizitați asta. Și acolo se vorbește despre istoricul acestei cetăți, care a fost asediat foarte mult timp. Dar aceia n-au cedat și nu s-au predat, deși au ajuns în imposibilitatea de a mai fi salvați și s-au sinucis în masă toți de acolo. Pentru că n-au vrut să se predea romanilor. Pentru că ori te predai, ori mori. Până la urmă, istoria spune că 2-3 au scăpat de acolo. Dar, dragii mei, atunci când vorbim de lucrul ăsta, vă rog să vă imaginați Biblia. Nu citiți așa mecanic, că nu o să înțelegeți nimic din ea. Zice, noi suntem înconjurați cu un nor. Prima întrebare, de ce înconjurați să nu mai ai nicio ieșire? Știți, scuzele toate dispar când ești înconjurat. Adică nu mai ai acum, le lăsăm. De ce suntem înconjurați să nu mai avem nicio ieșire? De ce nor? Că deodată autorul spune, există un nor. Știți de ce nor? Pentru că norii tot timpul sunt sus. Și asta înseamnă că oamenii ăștia și norul ăsta sunt vizibili. Una din alte preocupări în viețile noastre, dar n-am văzut. Nu mi-am dat seama. A fost prea obscură treaba, a fost prea în anonimat. Aveam nevoie și eu să văd ceva, să fie ceva la vedere. A, lucrul ăsta s-a întâmplat într-o casă, s-a întâmplat dincolo, până să ajungă acolo, dar mie nu mi-a spus nimeni. Nu am știut de lucrul ăsta. Asta sunt lista de scuze ale noastre. N-am știut, frate păstor, n-am știut, frate predicator. Mamă, n-am știut, n-am auzit. Eu, pur și simplu, persoana aia se transformă în 5 secunde în nevinovat. Pentru că n-o știut. Bă, dacă n-o știut, n-o știut. Dacă n-o văzut, n-o văzut. Și atunci apostolul spune, atenție, ești înconjurat și e un nor. Asta înseamnă că norii sunt tot timpul sus. Și când te uiți, tot timpul îi vezi. Nu poți să spui că
Zice, eu fost un bloc cu 10 etaje, că blocul norii sunt deasupra blocului cu 10 etaje. Și nu știu dacă aveți în Timișoara un bloc asta. A fost o pădure și, cum am auzit, o șoferiță săracă care a căzut în București într-o groapă, pe care ați ajuns și voi. Și, dar cum ați ajuns în groapa asta cu mașina? Zice, era abur. Și din cauza aburului de la termoficare, n-am văzut nimic. Și, într-adevăr, era o ceață acolo. Și spui, am ajuns în groapă pentru că n-am văzut. Dar când vorbești de norul ăsta, este undeva foarte sus. Este foarte vizibil. Mai există o problemă, că când Duhul Dumnezeu vorbește, vrea să demonteze tot în viața ta. Și cred că face și în dimineața asta. Zice, norul a fost prea mic. Și atunci autorul spune, nu! Duhul Dumnezeu știut că noi vom căuta mereu tot felul de ieșiri și tot felul de scuze. Zice, norul ăsta e foarte mare. E un nor mare. Dar ce înseamnă norul ăsta? Norul ăsta înseamnă oameni. Pentru că de multe ori spunem, da, bă, dar ăia sângere, ăla e așa, ăla așa. Nu, ăștia sunt oameni. Ca să nu spui niciodată, eu sunt un om, eu sunt slab, eu sunt așa, eu sunt prea bătrân, eu sunt prea tânăr, eu sunt cu tare lucruri. Și atunci, deodată, iar apar scuzele, zice, e un nor mare de oameni. Da, dar e atâta teorie, frate pastor, pe piață, că asta am auzit la mulți care ne-au spus. E atâta teorie, atâta discuție, te rog să ne mai arăți un om adevărat, care e așa cum se spune în Biblie, care e așa cum predicați voi acolo, și așa mai departe. Câteodată e dificil să spui, uite, eu am trăit asta, sau am experimentat asta, la un moment dat trebuie să spui, bă, frate, eu am trecut pe aici. Dumnezeu a făcut asta, Dumnezeu a făcut asta. Și deodată oamenii ăștia nu sunt prezentați ca niște super teologi. Așa nu sunt prezentați ca niște elitiști al istoriei care vin deodată să vă lase mască pe dumneavoastră aici, că oricum avem ăștia acum. Să ne lasă pe toți cu gura căscată că se poartă și asta prin biserici și prin lumile noastre. Să vină niște oameni supra-inteligenți, extraordinari, care au IQ-ul lor și potențialul lor intelectual extrem de dezvoltat, care vă explică un text din Biblie, că rămâneți, bă, de unde le-au scos astea? Cum se spune? Dumnezeu nu te înconjoară de elitiști și de filozofi, că la un moment dat ai spune, stai frate că eu am fost la oi toată viața, nu mă băga pe mine în elite din asta, că nici nu știu cu ce se poartă asta. De aceea și oamenii care predică sau slujesc și vin să motiveze oamenii. Nu trebuie să fiți atât de sofisticați, că le-am spus la mulți predicatori, domnule, fiți simpli, că Iisus Hristos a fost simplu. Amen. Nu trebuie să fii extrem de complicat, pentru că oamenii nu o să înțeleagă nimic, iar noi nu venim aici să dăm spectacole, aici sau în altă parte. Noi aici venim să prezentăm pe Cel care merită să fie prezentat între noi și acesta este Iisus Hristos Domnul. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu nu te înconjoară de artiști, că zilele trecute spunea cineva, iartă-mă, dar eu sunt artist. Adică în biserică zice, eu mă sunt îmbrăcat așa și fac așa pentru că sunt artist. Nu suntem aici artiști, nu suntem aici nici filozofi. Apostolul Pavel, care a cunoscut, a zis, printre noi nu sunt mulți, sunt, dar nu mulți. Din neam ales, super oameni. Dar și oamenii care devin din neam ales, de exemplu, Apostolul Pavel, care a fost un mare filozof al vremii, un mare filozof al vremii, a avut grijă nu să fie un elitist sau unul care trebuie să îți iei notițe, să te duci acasă, să intri pe Google, să întrebi, să vezi, bă, ce-o vrut să zică omul ăsta? Ce-o vrut să zică prin toate frazele în seara asta? El a zis, înțelepciunea vorbirii este băgată undeva în geantă. Nu-i pentru asta, e pentru discuții private, când vreți să discutăm despre una și alta. De atunci când ies în public, eu nu vreau să fiu altceva decât un martor al morții și învierii lui Iisus Hristos. Să spunem toată adunarea gloriei Domnului, pentru că vreau crucea lui Hristos să nu fie niciodată făcută zadarnică, pentru că există posibilitatea să zădărnicești puterea crucii lui Iisus Hristos, să zădărnicești puterea Evangheliei prin a atrage atenția asupra ta și asupra discursului tău, aranjat, etichetat, grozav, pe care s-ar putea să-l aplaude o grămadă de oameni pe internet, pe Facebook, să spună, bă, grozav om, să te arate cu des, să spună, bă, cam țărănoi, cam agramat omul ăsta, cam așa. Dar dincolo de toate frazele care le putem greși de multe ori în predică, trebuie să rămână în picioare un singur nume. Numele lui Iisus Hristos. Numele lui Iisus Hristos. Bă, nu contează că cădezi dintr-o notă, dintr-un ton, dar contează foarte mult să nu cădezi din har niciodată. Când cântați, când recitați, când faceți ceva, nu căutați să impresionați, că oamenii nu o să fie motivați niciodată de artisticul din noi și nici de elitele noastre. Oamenii o să fie motivați de norul de martori. Aleluia! Aleluia! Sunteți înconjurați fără ieșire. Sunteți înconjurați de un nor, să-l vedeți. Și nu-i mic, e mare.
Că mereu am spus, Doamne, sunt 2-3 în biserică, nu sunt 2-3 în biserică care îl caută pe Domnul. Ia deschide coții și vezi și o să vezi sute. Numai eu singur sunt, nu ești singur, mai am 7.000. Mereu avem optica asta că vedem numai o persoană. Ia deschideți-vă ochii, ia rugați-vă astăzi. Ce vrei să spui, Doamne? Vreau să vă spun că niciodată nu trebuie să simțiți că sunteți atât de singuri. Pentru că și cu noi sunt mai mulți decât sunt împotriva noastră. Spuneți toată adunarea, amin. Uitați-vă la nor. Dar cine are ochi pentru nor? Doi. Noi, toți care suntem aici, trebuie să avem ochi pentru nor. Ce înseamnă norul ăsta? Oameni. Ce înseamnă oamenii ăștia? Elitiști, filozofi, oameni care impactează, cum se tot folosește cuvântul ăsta? Vrem să impactăm societatea. Bă, cum vrei să impactezi societatea? Sunt și predicatori tineri care poate sunteți aici și veți fi. Nu vă chinuiți mintea cum să impactați voi societatea. Că nu puteți niciodată impacta societatea. Și dacă o impactăm cu propriile noastre viziuni și cu propriile noastre tipare, nu este niciun impact. Cel care poate atinge societatea este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin oameni predați lui Dumnezeu, prin oameni simpli, prin oameni care cred și prin oameni mai ales care trăiesc adevărul lui Dumnezeu. Și să spuneți împreună cu mine, amin. Norul trebuie să fie format nu din artiști elitiști și minți iluminati, nici din oameni simpli sau rupți în coate care ridică în slăb teologia sărăciei sau teologia izolării sau teologia neprihănirii personale, că nu vreau să scap nici extrema asta, că și dumnealor devin niciodată ăștia-s adevărați, bă, în rest toți sunt niște firești. Toți sunt niște oameni cu materialism în cap, dar știu eu 2-3 într-o casă, știu eu 2-3 într-un sat, știu eu undeva izolați niște oameni. Nu există, oricine se izolează este împotriva Bibliei, pentru că cetatea trebuie să fie pe munte și vă rog să spuneți cu toții amin. Norul ăsta nici din ăștia nu-i format. Că dacă rămâneam pe prima variantă, bine că le-ai dat-o la aia cu inteligența lor. Noi ăștia care ne-am... Nu există. Norul ăsta e format de o mulțime de oameni, e foarte mare și a demontat Domnul și chestiunea aia, bă, puțin și nu există foarte mulți dacă ai ochii să-i vezi. Și apoi există problema că oamenii ăștia sunt martori. Ăștia nu sunt din neamul ăla, din ăla, sunt martori. Martorul, prin ceea ce înseamnă cuvântul ăsta, este o persoană care a fost acolo, a văzut lucrul ăla, de aceea mărturisește despre lucruri pe care le-a experimentat. Și rămân aici în contextul ăsta, nu mă duc în drept și în alte zone. Rămân aici în biserică. Martorii lui Iisus Hristos și ai lumii lui Dumnezeu sunt niște persoane care au experimentat cu Dumnezeu lucrări mari, mici, de tot felul și pot să spună că tot ce spune Biblia este adevărat. Putem să spunem toată biserica, amin? Dumnezeu are nevoie de martori. De oameni care are și au experiență personală cu Dumnezeu. De aceea să insist până la sfârșitul vieții mele pe experiența ultra-personală a noastră cu Dumnezeu. Pentru că dacă tu nu poți să vii aici sau în altă parte sau pe stradă să-i spui omul de pe stradă un lucru simplu, dar enorm, enorm, să-i spui la Doamne, Doamne, nu mai fii atât de crispat, nu trebuie să fii teologi pentru asta. Că tot timpul spunem, nu m-am pregătit. Nu e asta de pregătire. Altă-i problema. Doamne, nu mai fi așa crispată, nu mai fi așa speriată. Îți spun ceva. Ce, Doamnă vecină? Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar ce să fac? Roagă-te, Doamnă. Dar nu știu să mă rog. Mă rog cu dumneata. Unde? Aici pe scară. Dar de unde știți asta? Pentru că eu m-am rugat pentru copiii mei și Dumnezeu m-a ascultat. Pentru că eu m-am rugat pentru o grămadă de lucruri și Dumnezeu mi-a răspuns. Rugăciunea este cheia. Rugăciunea este ceva grozav. Doamne, nu te teme. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Și chiar dacă se întâmplă că nu vă vindecă, nu vă salvează, dacă vă împăcați cu Dumnezeu, Dumnezeu are o împărăție, Dumnezeu are cer, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să se nască, să moară, Dumnezeu vă poate ierta. Nu stați în depresie. Dar, Doamne, s-a întâmplat asta. Nu contează. Dumnezeu șterge tot trecutul. Dumnezeu m-a iertat pe mine. Dumnezeu a ieșit casa mea, Dumnezeu a luat de pe mine condamnări mari și mi-a dat libertatea. Libertatea mea nu-i biserica, nu-i religia. Libertatea mea este Hristos Domnul. Puteți să spuneți cu toții amin? Puteți să spuneți amin? Asta e discursul motivațional pe care îl aduc din partea Domnului astăzi.
Că eu nu am de ce să mă plâng în vremea asta cu coronavirus. Pentru că sunt înconjurat. De cine? De oameni. Cât de mulți? Mare. Unde-i norul? Sus. Să-l văd. Și nu am ce să mai fac acum, pentru că efectiv nu mai am de unde să ies. Și în fața acestui nor mare de martor, zice Domnul, când te uiți la norul ăsta și te uiți la piedicile în viața ta, toate părânurile dai la o parte. N-ai cum să dai piedicile la o parte, n-ai cum să ieși din caruselul ăsta al arătării cu degetul timpul, al mofturilor, al lucrurilor care tot ne mașini. Și nu pot din cauza asta, din cauza asta. Când vezi norul, te faci din ce în ce mai mic. Pentru că norul ăsta sunt o grămadă de oameni, o grămadă mare de oameni care au scris istorie până azi. Care au scris istorie. Și cum să stau în fața unui Moise care stă în fața Mării Roșii cu poporul și le spune: oameni, Domnul i-a spus să rămâneți liniștiți. Cum pot să stau în fața unei situații fără ieșire în viață? Fără ieșire. În față Marea Roșie și în spate aud huruitul carelor lui Faraon. Cei mai buni războinici cu Faraon în frunte vin înspre noi. Iar în față nu ai unde să te duci. Treci cu impresia că Dumnezeu în regia Lui a greșit ceva. Treci cu impresia că Dumnezeu trebuia să te ducă pe alt drum, pentru că nu se poate, că doar nu ne-a scos de aici, din țara Egiptului, ca să murim aici în pustie. Că asta era întrebarea care stărea în mințile lor. Și la un moment dat au și expus-o și i-a spus lui Moise: pentru ce ne-ai scos din Egipt? Pentru ce ne-ai scos din Egipt? Dar nu eu v-am scos, băi, oameni buni, că Dumnezeu a fost planul Lui. La cine te mai crede pe tine ca lider, ca tată, când familia ajunge într-o încurcătură? Când viața ajunge într-o încurcătură? Cine mai crede predicatorii? Cine mai crede pe cei care aduc din partea lui Dumnezeu un mesaj și le spune: băi, oameni, rămâneți liniștiți, pentru că Dumnezeu se va lupta pentru voi. Cine mai crede un asemenea mesaj? Dar cum să se nască martorii? Cum să se nască oamenii cu experiența lui Dumnezeu? Stând la umbră, undeva, pe un câmp verde, într-un pustiu? Nu! Experiențele se nasc în bătăliile vieții. Atunci când nu mai avem ieșire și când Dumnezeu păstrește în istorie și în scenă și își arată puterea Lui de Dumnezeu. Unde vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Stând la șezlong cu limonada și cu paiul, trăgând și spunând: Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu este mare. Când te vei întâlni cu doamna de pescare care nu mai știe pe unde să iasă și să scoată cămașa, ce Dumnezeu îi prezinți? Un Dumnezeu care toate ți le dă gratis și nu te costă nimic și nici nu l-ai văzut niciodată? Ai nevoie de un Dumnezeu care poate despărți Marea Roșie. Aleluia! Iisus Hristos este Domnul. Duhul Sfânt este prezent aici în biserică. Pentru ce te-ai plecat în vremea aceasta? Pentru ce te îndoiești? Pentru ce te sperii? Pentru ce nu mai înțelegi nimic? Dar Dumnezeu nu te-a chemat să înțelegi ceva. Dumnezeu te-a chemat să crezi. Pentru ce ne-ai scos, Doamne, din pustia lumii astea? Pentru ce ne-ai scos din comunism? Să fim uciți de virusul ăsta? Pentru ce ne-ai scos, Doamne, din tot felul de încălcituri, ca să murim pe capete? Cel care conduce istoria este Dumnezeu, aleluia! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Pentru ce, Doamne, împetrești inima lui Faraon să vină? Pentru că să vedeți că eu sunt Dumnezeu. Pentru că ei trebuie să vadă că eu sunt Dumnezeu, aleluia! Pentru că societatea asta trebuie să vadă că există Dumnezeu. Pentru că și conducătorii planetei astea trebuie să știe că Dumnezeu n-a plecat. Că în ultimii ani prea mult au avut impresia că Dumnezeu a plecat. Că în ultimii 10, 15, 20 de ani prea mult comandanții lumii ăștia de toate soiurile, doctori, politicieni și toți magnații lumii au crezut că ei sunt la pupitru și ei sunt la comandă. Și trebuia Dumnezeu la un moment dat să le arate că Cel care este deasupra tuturor este Jehova, singurul Dumnezeu adevărat. Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie numele Domnului! Ce să faci în fața acestor situații imprevizibile? Să crezi în Dumnezeu și să rămâi liniștit. Pentru că lângă tine se ridică martorii în dimineața asta și sunt mulți care îți vor spune. Undeva la miezul nopții, în timp ce carele lui Faraon veneau și intrau, păi uite, vei, Dumnezeu îi lasă și pe oamenii ăștia să guste ceva mereu și din puterea lui Dumnezeu. Și au intrat până la jumate în mare. Era despicat după ce a trecut poporul. Și Dumnezeu le-a scos cuiele de la roți.
Dumnezeu a făcut niște lucruri care nici măcar nu le-am putut imagina vreodată. Nu există regizor pe lumea asta să poată regiza ce are Dumnezeu în minte. Nu există, este dincolo de puterea noastră. De aceea vreau să-L înalț pe Dumnezeu aici. Zice, vă n-aveți de stat de liniștiți și vă rog să vă uitați la ăștia. Uitați-vă bine, e ultima dată când îi vedeți. Și noi care am crezut că e ultima dată când ne vedem pe noi în oglindă, și eu am crezut că e ultima dată când îmi văd nevasta, și am zis, e ultima dată când îmi văd copii, când a sunat ambulanța și au venit și au luat-o, a zis, ultima dată, eu spun, nu ultima dată. Și dacă murim fizic, nu e ultima dată. Că urmează învierea și gloria, aleluia. Urmează împărăția și gloria lui Dumnezeu, nu vă temeți. Marea Roșie nu înseamnă întotdeauna că totul se schimbă și se vindecă. Marea Roșie câteodată înseamnă deschiderea porții spre eternitate. Și credeți-mă, asta e cea mai sigură poartă. Să spunem din toată inima, laudă lui Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu. Pentru ce să te teme astăzi cu un asemenea Dumnezeu? Când ești înconjurat din norul ăsta de martori, am văzut și oameni, dă la o parte predica fricii, dă la o parte piedica îndoielii, dă la o parte piedica întrebărilor nebune. Doamne, ce va fi? Nu există ce va fi. Va fi bine, pentru că cel care conduce familia, viața ta și istoria ta este Dumnezeu. Dar ce să fac? Să te uiți în sus la un nor mare de martori, pare că nici măcar nu-l poți evita cu ochii, că e prea vizibil, e prea puternic, e prea real, ca să spui nu se poate. Și asta sunt experiențe reale a unor oameni. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dă la o parte piedica asta, dă la o parte îndoiala, dă la o parte frica, biserica Elim, dați la o parte asta, dați la o parte situațiile în care nu mai există nicio ieșire. Nu există să n-ai ieșire. Iisus Hristos este ușa, Iisus Hristos este poarta. Nu va apuca și nu va cuprins nicio ispită care să nu fie fost potrivită cu puterea omenească. Și împreună cu ispita, cu problemele și luptele, Dumnezeu a pregătit și mijlocul dinainte să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, lăudați să fie Dumnezeu, nu vă pierdeți inima, nu cădeți în sufletele voastre, ridicați-vă în inimile voastre și spuneți, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Duhul Sfânt să mișcă aici în adunare. Duhul Sfânt a venit să te motiveze. Duhul Sfânt a venit să-ți ridice. Duhul Sfânt a venit să-ți ceară. Dă la o parte piedica. Dă la o parte îngrijorarea. Dă la o parte frica. Dă la o parte Marea Roșie. Dă la o parte întrebările. El este pe tron. Aleluia. Glorie Domnului. Glorie Domnului. Vreau neapărat să mai accentuez punctul ăsta. Doamne, înspre cine îndreptăm? Cred că primim, ca și pastor, cel mai frecvent întrebarea asta. Puteți să ne spuneți spre cine îndreptăm? Puteți să ne spuneți despre vaccin? Puteți să ne spuneți despre ce va fi după? Nu. Dar cum se poate că dumneavoastră sunteți vizionari? Eu și noi trebuie să fim vizionari în ce privește slujirea duhovnicească. Dar cum a zis preotul ăla ortodox, când și pe dumnealui s-a asaltau toți enoriașii, și ce mă sună, nu mai știu ce să fac, și l-am văzut pe o rețea de socializare și i-am zis, domnilor enoriași, vedeți că eu sunt preot. În limbaj popular sunt popă, nu sunt doctor. Deci viziunea noastră nu este să vă spunem când îi se desumflă piciorul drept, care mă doare și pe mine, sau umărul. Problema noastră este să spunem că Dumnezeu este viu, că Iisus Hristos este Domnul, că Domnul iartă de păcate, că Domnul își pregătește biserica pentru răpire și spuneți toată adunarea, amin. Problema noastră este să vă spunem să nu iubiți lumea, să vă desprindeți de lucrurile lumii dumneavoastră și cu mine. Problema noastră este să fim martori ai învierii, ai morții și învierii lui Iisus până la capăt. Problema noastră nu este să întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie să moară Ștefan cu pietre. Problema noastră nu este să întrebăm pe Dumnezeu de ce îngăduie una și alta. Problema noastră este că trebuie să ne ridicăm ochii în sus, aleluia, să vedem cerul deschis și pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta Tatălui. Aleluia! Aleluia! Problema noastră este să le spunem copiilor noștri că așteptăm o cetate tare, a cărui meșter este ziditor. Problema noastră este să alergăm înainte. Problema noastră este să fim plini de Duhul Sfânt. Problema noastră este să avem ulei în candelă. Problema noastră este să strigăm în gura mare, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Aleluia! Aleluia! Dar dacă vreți să facem colocvii și conferință despre vaccin și virus,
Dacă vrem să facem discuții interminabile despre problema asta, putem să facem. Dar s-ar putea să pierdem ceva care este esențial pentru noi și biserică. Știu, nu suntem în necunoștință de planurile diavolului, dar nu ne temem de ele. Pentru cel care zădărnicește ori plan al diavolului este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi ne-am făcut părtași firii Dumnezeu, spuneți toată adunarea, amin. Noi suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care nu trăim în întuneric, noi trăim în lumină, aleluia. Noi nu ne potignim, noi suntem fii zilei, aleluia. Și Duhul Sfânt descopere planurile ascunse ale diavolului, pentru că tot timpul în istorie a făcut așa. Lăudați să fie numele Domnului. Nu puneți întrebări, mergeți înainte. Cel care deschide porți, cel care deschide uși, este Hristos Domnul, aleluia. Ce să faci în fața lui Avram? Și ieși din casa ta, ieși din țara ta și du-te. Unde, Doamne? N-am nicio întrebare. Cel care merge în fața mea este Dumnezeu. Și fără să știe unde se duce, merge înainte. Și zice, atenție că ești înconjurat cu oameni de genul ăsta. Care? Un fel de nebuni. Pe care Dumnezeu îi cheamă, îi mântuie și îi spune înainte. Alergați înainte. Asta e treaba voastră, să alergați. Am întrebat, Doamne, unde, spre ce alerg? Spre Domnul. Atât. Ce va fi, Doamne? Ce se întâmplă pe drum? Nu este treaba ta. Și a spus Avram, plin de o încredere totală în Dumnezeu, s-a dus pe mâna lui Dumnezeu, fără să știe unde se duce. De ce, dumneavoastră, vreți să despicați firul în patru? De ce ne ispitiți? De ce ispitiți prorocii Domnului? Dorind în rugăciuni și în seri de profeție să vă spună Dumnezeu despre virus, despre ce va fi mâine și poi mâine cu viața voastră. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. N-a spus amin? Amin? Zice, ele sunt oile mele, 10 Ioan cu 27. Ascultă glasul meu și vin după mine. Eu le dau viață veșnică. În veac nu vor pieri. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Aștept un aleluia și un amin de la biserică. Amin. Știți lucrurile astea? Când se va arăta Hristos viața noastră. Ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă. Cât timp cheltuiți dintr-o săptămână măcinându-vă mintea și inima degeaba, odată, întrebând ce va fi, cum va fi. Ce treabă ai tu? Nu te uiți evreurile la hainele tale, că ești de zeci de ani aici în pustiu și nu ți s-o învechi niciodată? Nu ți se pare interesant că există un Dumnezeu care se bagă în haine? Nu vi se pare, biserică Elim, interesant că Dumnezeu se bagă în fibra și în țesătura unor haine care sunt pe evrei și pur și simplu nu se uzează niciodată, ani și ani? Nu vi se pare că Dumnezeu ăsta este atât de aproape de noi, că se implică atât de amănunt în viețile noastre, că puteți să vedeți puterea? Nu vi se pare că se ridică oamenii ăștia aici în biserică nouă care ne temem că s-ar putea să ne prăbușim economic și s-ar putea după asta? Cei mai, din păcate vă spun asta, unii dintre cei mai mari protagoniști al popularității teoretice și aruncări îndoielii peste tot, sunt de multe ori oamenii religioși din bisericile noastre și urmează criza economică, urmează un dezastru. Profeții aceștia sunt mulți printre noi. Dar care este treaba ta? Crezi că Dumnezeu n-a îngrijit de noi până astăzi? N-am umblat noi desculți când am fost mici? N-am trăit noi prin case de pământ? N-am dormit noi pe perne cu paie? Întrebați oamenii bătrâni care sunt aici, eu am prins și eu o bucățică din asta. Stimați tineri, în niște perne cu paie, că ieșea câteodată câte un paie de la care n-a fost cel mai blând, ieșea în perne și ne înțepa și salteau, era acolo. Și uneori erau vietățile astea, care le știți și dumneavoastră, nu? Păduchii și știu că se dădea cu petrol prin casă și intram și ne culcam, nu în lumânări de 1 milion și ceva, nu? Cum sunt azi pe piață. Nu în difuzere de tot felul de mirosuri, de lămâie, de lavanda și așa mai departe. N-am avut difuzere din astea să meargă cu sute de ori în cameră și nu știm ce miros să schimbăm în fiecare seară. Se stropea cu petrol și acolo adormeam, de acolo se prezenta Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu nu l-a oprit petrolul și nu l-a oprit nici lumânările, nici bunăstarea, nici sărăcia.
Îl va opri doar necredința mea și frământarea mea în pat până dimineața. Că ce se va întâmpla cu firma, că ce se va întâmpla cu noi? Vom avea haine, vom avea pâine, vom mai trăi. Va veni noua tulpină, nu va veni câte vor veni. Dar Hristos nu mai are loc în casa noastră, Hristos nu mai are în mintea noastră loc, Hristos nu mai are în inima noastră. Nu mai putem să motivăm pe nimeni, pentru că noi înșine suntem prăbușiți. În această zi îi zice Domnul prin Duhul Sfânt: ridicați-vă ochii în sus, ridicați-vă ochii înspre cer, e un nor mare de martori. Sunt mii și mii de oameni care nu li s-a învechit haina. Întrebați-i pe ei că atâția ani au umblat pe jos și nu li s-a umflat niciodată picioare. Și eu zbor din România până în ultimii ani, zburam și când mai ales în America și a fost și în Australia. Și eram atunci când am zburat nițel mai tânăr. Și mă uitam în avion și mi erau gleznele umflate și le împingeam cu degetul și mă gândeam, mă, cred că am probleme cu inima. Păi am explicat că asta se întâmplă când zbori acolo sus și așa mai departe. Și oamenii ăștia care de atâția ani umblă pe jos, nu li s-au umflat niciodată picioarele. Până unde merge Dumnezeu în viețile noastre, stimații mei? Unde sunt martorii? Sunt aici deasupra voastră și vă spune, nu ți se umplă picioarele, nu ți se umflă picioarele dacă vrea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu intră în sesetura hainilor, intră în fibra ființei noastre. Dacă El vrea să fim sănătoși, suntem sănătoși. Spuneți cu toții amin. Binecuvântat să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Aleluia! Am un cuvânt și pentru dumneavoastră care puțin ați intrat înspre vârsta asta, spre a treia. Să știți că văd așa o blazare a unei generații care spune, Doamne, cu noi ce mai vrei să faci? Nu vedeți că parcă și ăștia care gândesc lumea asta zice, bă, ăștia de peste 60 de ani nu mai sunt valoroși. Dragii mei, aș vrea să vă spun să nu cădeți de oboseală nimeni de aici. Să nu vă cadă inima de oboseală, să nu vă lăsați sufletul vostru prăbușite. Pentru că aici, în norul ăsta, sunt cel puțin două personaje, sunt mult mai multe. Dar ele cap de afiș, să fie foarte vizibile. Și spune despre Avram și despre Sara. Uitați-vă la ea, cu toată vârsta ei înaintată. M-au zis ce vă spun? A primit putere să zămislească. Împotriva rațiunii și împotriva lucrurilor care sunt de natură omenească, care tot Dumnezeu le-a lăsat. Dumnezeu i-a dat putere să zămislească. Poți să-L înalți pe Dumnezeu în adunare? Și uite-te la bărbatul ei, Avram, dintr-un om, și când îl scanezi, zice, e aproape mort. Abia se mișcă. Dumnezeu, m-auziți ce spun? Dumnezeu a ridicat o sămânță de urmaș ca și pulberea pământului și stelele cerului. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este viu. Pentru că este Dumnezeu, este pe tron. Poate Duhul Sfânt să vă motiveze azi să mergeți înainte? Poate? Poate sau nu poate? Pentru ce spui tu că ești gata? Pentru ce spui dumneata că ești terminată și ești terminat? Pentru ce spuneți unii mult mai tineri care sunteți aici în biserică, nu mai mă pot ridica? Una din problemele generației voastre este fraza asta. E gata. S-a terminat. Nu mai sunt luptător, nu mai sunt luptătoare. V-ați blazat înainte de vreme. Ați renunțat la bătălia vieții. Ați renunțat la niște perspective fantastice pe care Dumnezeu le are pentru voi. V-ați închis în propria dumneavoastră carapace. Băieți și fete, bărbați și femei, tați și mame. A revenit doar la biserică, dar nu mai aveți nicio perspectivă în mintea voastră. Nu mai aveți nicio așteptare de la Dumnezeu. Nu mai reușiți să visați nimic. Duhul Sfânt vă taie calea astăzi aici în Timișoara. Ieșiți din carapacea asta. Ieșiți dintre zidurile astea. Dumnezeul vostru este viu. Dumnezeul vostru este pe tron. Nici măcar n-ați gustat nimic din ce Dumnezeu a pregătit. Nu sunteți terminați. Nu există oameni terminați. Nu există sfinți terminați. Nu există nimeni, ci doar cei care acceptă minciunea și înșelăciunea mentală a ființei tale. Nu e vorba de simțuri aici. Am zis de multe ori că și Avram se simțea gata și Sara a început să râdă de perspectivele lui Dumnezeu. Dar cel care se ridică pe tron astăzi este Dumnezeu. El n-are nevoie de puterea mea. Cu ani în urmă, și nevasta mea este aici și știe, când alergam atunci pe la 35 de ani spre 40, zi și noapte, am zis, trag cât pot și pe la 55 de ani mă retrag.
Când m-am uitat la textul ăsta, Dumnezeu mi-a zis, ai glume în program, nu există retragere. Tu trebuie să mergi până la capăt. Nu știu unde e capătul. Și asta devine interesant. Nu știu unde e capătul, dar până la capăt vreau să merg cu el. Amin. Și câteodată e bine să te simți aproape mort. Câteodată chiar e grozav să te simți că nu mai ai putere în tine. Că atunci primești putere să zămizlești. Idei, minuni, miracole, predici, cântări. Unde suntem azi? Mai avem putere să zămizlim? Noi nu. Dar Duhul Sfânt are. Duhul Sfânt are. Nu vă plafonați, nu vă blocați, nu vă rutinați. Nu lăsați lucrurile astea să vă înghesuie la colți. Deasupra dumneavoastră și a mea e un nor și nu e mic, e mare. E foarte mare. Toți ăștia nu sunt niște elitiști și filozofi, sunt niște martori care pur și simplu au trăit niște minuni cu Dumnezeu și care stau în fața dumneavoastră și a mea ca niște făclii apense. Ăștia au fost ei, dar lângă ei ne ridicăm și noi astăzi și spunem, Doamne, ne uităm înspre Tine și înspre cer și nu vrem să ne pierdem inima și nu vrem să cădem de oboseală. Încă nu ne-am potrivit până la capăt. Și atunci ce să facem? Dați la o parte orice piedică. Și Duhul Sfânt v-a vorbit și mi-a vorbit clar pe față dimineața asta. De aceea vă las în mâna lui Dumnezeu și în harul Lui. Vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima și vreau să vă spun un singur lucru. Ne întâlnim pe traseu. Amin. Ne întâlnim pe culoare, dumneavoastră pe al vostru, eu pe al meu. Că zice, să alergați cu stăruință. Acolo, dacă mai vă ăsta, vă prind și eu de mână și zice, ai, mai fă un pas. Dacă eu cumva, vedeți că mă împiedic, prindeți-mă și, frate Gabi, nu te lăsa. Și așa mergem înainte până la linia de finish, care va fi împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Slavă Domnului.